Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Ședință tensionată la guvern. Natalia Gavrilița i-a luat la rost pe ministrii mediului, economiei, finanțelor și infrastructurii nemulțumită de activitatea lor. Haideți să facem noi, că îl face un voluntar într-o zi. Eu nu înțeleg de ce noi cumva așteptăm până devine prea târziu. Un bărbat care ar fi fost beat s-a luat la bătaie cu un polițist pe o stradă din centrul capitalei. S-ar putea alege cu amendă. Agenția Internațională pentru Energie Atomică solicită instituirea unei zone de securitate în jurul centralei nucleare Zaporojie pentru a evita un dezastru. În timp ce a fost publicat raportul, lângă instalație s-au auzit noi bombardamente. Un scurt circuit, defecțiune ale echipamentului electric sau imprudența în timpul fumatului. Sunt trei versiuni preliminare anunțate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în cazul incendiului izbucnit acum două zile la piața centrală. Potrivit specialiștilor, incendiul s-a produs într-o debară cu o suprafață de 10 metri pătrați. Administratorul pieței centrale spune că flăcările au afectat încăperea și două tractoare, unul vechi și altul nou, cumpărat anul trecut la un preț de 600.000 de lei. Prejudiciul urmează a fi stabilit la fel și cauza finală a producerii incendiului. Flăcările au izbucnit pe 5 septembrie. Nimeni nu a avut de suferit. Un bărbat s-a luat la bătaie cu un polițist în capitală, iar imaginile video înregistrate de martori au fost publicate pe rețelele de socializare. Poliția anunță că individul, care ar fi fost în stare de ebrietate, s-a apropiat de oamenii legii și a manifestat un comportament agresiv. Acum acesta poate primi o amendă de peste 2000 de lei. Din imaginile publicate pe Facebook se vede cum oamenii legii încearcă să urce în mașina de poliție un bărbat care opunea rezistență. La scurt timp acesta scapă din mâinile polițistului și se ia la bătaie cu acesta. Ulterior, la fața locului a intervenit un echipaj din cadrul batalionului de patrulare și reacționare operativă care a escortat individul la inspectorat. Oamenii legii spun că incidentul s-a întâmplat acum 5 zile pe strada Ion Creangă, în apropierea unei piețe din sectorul Buiucane al capitalei. Un bărbat care ar fi fost în stare de ebrietate s-a apropiat de ofițerii care avertizau comercianții ambulanți să nu mai vândă produse alimentare pe trotuar. Poliția anunță că acesta avea comportament agresiv și la solicitarea oamenilor legii să se oprească, acesta nu s-a conformat. Ca urmare, individul care s-a dovedit a fi un bărbat de 30 de ani din autonomia Găgăuza a fost dus la Inspectoratul de Poliție Buiucani, fiind încătușat. Acum acesta poate fi pedepsit cu amendă de până la 2500 de lei, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu arest contravențional până la 15 zile. Ședință tensionată astăzi la guvern. Premierul Natalia Gavrilița s-a arătat nemulțumită de activitatea unor miniștri, cum ar fi cel al mediului, al economiei sau al infrastructurii, și i-a luat la rost. Miniștrii care au fost mustrați se arată convinși că își fac bine munca și se feresc să vorbească despre remaniere. În debutul ședinței, premierul i-a luat la rost pe mai mulți miniștri din cabinetul său. În primul rând, Natalia Gavrilița s-a arătat nemulțumită că moldovenii nu cunosc unde să se informeze privind stocurile existente de lemn și că o platformă care trebuia să fie deja gata încă nu a fost lansată. Gavrilița i-a cerut explicații ministrului mediului. Avem nevoie de o organizare și o comunicare mai bună. Doamna Cantaragiu, eu am solicitat până la 1 septembrie să fie funcțional linia verde și am vorbit și despre un site lemne.md. Am înțeles că unele primării nici măcar nu știu la ce ocol Silvic să se adreseze și aici este o situație, în opinia mea, inacceptabilă. Aș vrea să ne spuneți la ce etapă se află această inițiativă. Linia verde este, din punct de vedere tehnic, este funcțională, este gata, ea va fi lansată astăzi. Site-ul este în proces de contractarea companiei care va elabora și în proces de elaborare și va fi termenul pus în două săptămâni. Haideți să facem noi, că îl face un voluntar într-o zi. Eu nu înțeleg de ce noi cumva așteptăm până devine prea târziu.
trebuie la timp să fie toate lucrurile făcute. Într-adevăr, aici, eu sincer cred că un voluntar ar fi făcut mai repede și mai bine. În replică, Iuliana Cantaragiu a strâns din umeri. Sunt justificate aceste nemulțumiri sau nu? Că, dacă vă referiți la mine personal sau la în general la toți? Da, da, la dumneavoastră. La mine personal. Da, este o chestie care trebuia să fie făcută anterior. Sunt lucruri care nu neapărat că au depins de noi, dar nu contează. Trebuia să fie și nu sunt făcute. Da? Ministrul Economiei și cel al Muncii au fost următorii mustrați. Domnul Deanschi, vă rog împreună cu domnul Spătaru să ne gândim care ar fi modalitatea cea mai eficientă de a comunica oamenilor despre creșterea salarială care va fi făcută începând cu 1 septembrie și ajutorul unic de 3.000 de lei pentru angajații în sectorul bugetar. Premierul a avut obiecții și față de ministrul infrastructurii Andrei Spânu. La rândul lor, miniștrii spun că își fac bine munca. S-a arătat nemulțumită de activitatea unor miniștri. Credeți că se clatină fotoliul acestora, inclusiv și a dumneavoastră? Nu cred, dar fost o discuție pe niște subiecte foarte concrete care trebuie să fie rezolvate. Asta este tot. Este un regim de lucru absolut normal. Sunt într-adevăr o serie de lucruri care trebuie să fie modificate, însă și optimizarea procedurilor este mai curând o chestie relativ nouă. În luna iulie a avut loc prima demisie în actualul guvern. Natalia Gavrilița l-a dat afară pe ministrul agriculturii Viorel Gherciu, iar în locul acestuia a fost numit deputatul PAS Vladimir Bolea. Atunci premierul a sugerat că ar putea urma și alte demisii, fără să ofere detalii. Acum câteva zile, președintele Maia Sandu a declarat că dacă ar fi premier, ar face unele remanieri în actualul cabinet de miniștri. De o haină de ploaie și de o îmbrățișare caldă a avut nevoie un cimpanzeu scăpat de la o grădină zoologică din Harkov ca să se lase convins să revină în volier. Animalul a rătăcit minute bune pe străzile orașului, fiind urmărit de angajații menageriei. Cu detalii și imagini, revenim la știri. Orașul Harkov, dar și localități din Herson și Donetsk au fost ținta atacurilor cu rachete în ultimele 24 de ore. Potrivit oficialilor ucraineni, obuzele au vizat clădiri rezidențiale, iar salvatorii caută supraviețuitori sub dărâmături. Și armata rusă raportează atacuri asupra civililor din partea trupelor ucrainene. Între timp, președintele Volodymyr Zelensky spune că militarii ucraineni au evitat o tragedie, distrugând mai multe rachete de croazieră lansate de ruși în sud. Orașul Harkov a fost atacat azi dimineață cu rachete. Camerele de supraveghere au surprins momentul cum un obuz lovește o clădire care a fost practic distrusă. Autoritățile nu au anunțat victime. Pe de altă parte, armata rusă anunță că militarii ucraineni au atacat orașul Balaclia din regiunea Harkov, oraș controlat de ruși. Bombardamente au fost înregistrate și în localitatea Nova Kahovka din Herson. De la primele ore ale dimineții au răsunat sirenele antiaeriene. Presa ucraineană scrie că și în orașul Sloveansk, regiunea Donetsk, rachetele rusești ar fi distrus noaptea trecută o clădire. Salvatorii aflați la fața locului încearcă să găsească supraviețuitori. Între timp, președintele Volodymyr Zelensky anunță că forțele ucrainene au doborât 5 rachete de croazieră rusești, majoritatea în sudul țării. Тільки за першу половину сьогоднішньої доби вдалося збити 5-6 російських ракет Х-101. Це дорога втрата для Росії, і це порятунок багатьох українських життів. 4 з цих ракет збили військовослужбовці повітряного командування «Південь». Молодці хлопці. Statul major ucrainean anunță că 8 depozite de muniții rusești, precum și centre de comandă și poduri de pontoane, au fost distruse de militarii ucraineni în ultimele 24 de ore. Potrivit analiștilor, după 6 luni și jumătate de război în Ucraina, peste 1000 de tancuri rusești ar fi fost distruse, abandonate sau capturate de forțele Kievului. Astfel, rușii au pierdut peste o treime din numărul tancurilor aflate în dotare, în condițiile în care, la începutul invaziei în Ucraina, forțele Moscovei aveau pe hârtie un total de 2800 de tancuri operaționale, conform estimărilor Centrului pentru Studii Strategice din Statele Unite.
Agenția Internațională pentru Energie Atomică a ONU a publicat raportul său privind centrala nucleară Zaporojie după inspecția de săptămâna trecută. În evaluarea sa, agenția a constatat că trebuie luate măsuri urgente pentru a preveni un accident nuclear și a solicitat instituirea unei zone de siguranță în jurul centralei. Președintele Volodymyr Zelensky și-a exprimat susținerea, iar partea rusă a cerut mai multe explicații. Specialiștii din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică solicită crearea unei zone de protecție în jurul centralei și își exprimă temerile cu privire la deteriorarea instalațiilor nucleare din cauza bombardamentelor. Până la încheierea conflictului și restabilirea condițiilor stabilite, este nevoie urgentă de măsuri provizorii pentru prevenirea unui accident nuclear rezultat din daune fizice cauzate de mijloace militare. Acest lucru poate fi realizat prin înființarea imediată a unei zone de siguranță și protecție a securității nucleare, se arată în raportul agenției. Volodymyr Zelensky a susținut apelul specialiștilor. Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС, а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту. La rândul său, Moscova a cerut clarificări suplimentare cu privire la raportul agenției. Sunt necesare explicații suplimentare, căci raportul are un anumit număr de puncte. Nu le voi enumera acum, dar i-am cerut clarificări directorului general al agenției, a declarat ministrul rus de externe pentru presa rusă. Agenția de supraveghere nucleară a ONU avertizează că situația din Ucraina este fără precedent, iar continuarea bombardamentelor în jurul centralei Zaporojie ar putea duce la un adevărat dezastru. Orașul Energodar, unde se află instalația nucleară, a fost bombardat aseară la câteva ore după ce Agenția Internațională pentru Energie Atomică a publicat raportul. Partea rusă și cea ucraineană s-au acuzat din nou reciproc pentru aceste atacuri. Orice tentativă de soluționare armată a conflictului transnistrean va avea consecințe negative serioase, sunt declarațiile făcute de reprezentantul special al Ministerului Rus de Externe în cadrul unui interviu pentru presa rusă. Mai mult, oficialul rus o critică pe Maia Sandu pentru faptul că nu răspunde la invitațiile lansate de așa zisul lider de la Tiraspol pentru discuții. În replică, Biroul Politicii de Reintegrare spune că mereu și-a dorit soluționarea pașnică a conflictului, iar experții spun că nu este clar motivul pentru care Federația Rusă vine cu astfel de declarații. Apropierea Moldovei de NATO este una alarmantă, spune reprezentantul special al Ministerului Rus de Externe, care mai menționează că o posibilă tentativă a Chișinăului de a soluționa conflictul transnistrean cu ajutorul Alianței ar avea consecințe negative serioase. Totodată, oficialul critică autoritățile de la Chișinău, pe care le acuză că evită un dialog cu Tiraspolul. În replică, responsabilii de la Biroul Politicii de Reintegrare spun că toți partenerii internaționali și autoritățile constituționale susțin ferm formula de reglementare pașnică și atât cuprinzătoarea conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în limitele frontierilor ei internațional recunoscute. Deocamdată nu este clar motivul pentru care Federația Rusă vine cu astfel de declarații, spune fostul vicepremier pentru reintegrare Alexandru Flenchea. Chișinăul mereu a exclus scenariul militar de pe lista opțiunilor pentru rezolvarea conflictului transnistrean. În toți 30 de ani de la sfârșitul războiului de pe Nistru, și indiferent de cine era la guvernare la un moment sau altul. Deci nici nu a dat pretexte sau motive să fie bănuit de încălcarea statutului de neutralitate a Republicii Moldova. Acum o săptămână, așa zisul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, i-a transmis o scrisoare Maiei Sandu prin care o invită la negocieri pentru a rezolva conflictul transnistrean. În cadrul emisiunii În profunzime, Maia Sandu a declarat că acum nu este momentul potrivit pentru a se întâlni cu liderul autoproclamat al Transnistriei. Unii experți cred că mesajul ar fi fost transmis la Ordinul Rusiei și că ar fi o încercare de a șantaja Chișinăul. Săptămâna trecută, ministrul rus de externe avertiza că orice amenințare la adresa securității trupelor ruse din Transnistria va fi considerată un atac asupra Rusiei și se arată îngrijorat de apropierea NATO de țara noastră. Îmbolzeală în transport și lungi așteptări în stații. Locuitorii din cartierul Malina Mică se plâng de numărul insuficient de autobuze care circulă până la ei. До сюда, знаете, сколько заезжаешь? Сюда вот так стоит, как рыба в бочке.
Oamenii au inițiat o petiție și au protestat la primărie. Ce răspuns au primit, aflați la știri. Unele partide politice au început campania pentru alegerea candidatului pentru funcția de primar de Chișinău. PAS are 6 candidați, printre care ministrul infrastructurii și cel al agriculturii. Andrei Spânu însă evită să spună dacă s-a luat o decizie finală, în contextul în care mai multe voci spun că ieri el ar fi principalul candidat al PAS pentru viitoarele alegeri locale din 2023. Sunteți candidatul PAS la alegeri. Nu voi avea ceva de comunicat la subiectul dat, voi comunica. Dar se discută? Sunteți unul dintre candidații? Partidul discută mai multe candidaturi. Când va lua o decizie, atunci va fi anunțat. Andrei Spânu nu confirmă și nici nu infirmă că ar putea fi viitorul candidat al Partidului de Guvernământ pentru funcția de primar al Capitalei. Acum 2 zile, un fost membru al Partidului Acțiune și Solidaritate, Oleg Cernei, a scris pe Facebook că biroul politic PAS a decis deja ca Spânu să fie desemnat candidat la primăria Capitalei. De râs și de plâns, a spus acesta. Totuși, membrii PAS evită să confirme faptul că ar fi fost deja luată o decizie finală. Listă întreagă de 5 candidați. Cine sunt? Păi este Lean Carp, este doamna Angela Munteanu Pojoga, este Zenaida Popa, este domnul Cojocar Roman, am fost și eu inclus în acea listă, după care este domnul Andrei Spânu. Sunt o mulțime de oameni, trebuie să fie, după cât înțeleg eu, niște alegeri la nivel de convenție locală, adică urmează un proces firesc. Dumneavoastră, aveți șanse? Toată lumea are șanse până în ziua alegerilor. Ultimele alegeri locale generale au avut loc în octombrie 2019, fiind câștigate de socialistul Ion Ceban, care între timp a renunțat la calitatea de membru PSRM și și-a format propria formațiune. Atunci PAS forma un bloc cu cei de la Platforma DA, iar candidatul acestora a fost Andrei Năstase. Rusia nu va relua livrările de gaze către Europa prin Nord Stream 1 până când Siemens Energy nu va repara echipamentele defecte, a anunțat directorul Gazprom. Compania germană a anunțat însă că nu a fost solicitată să efectueze lucrări de reparație și spune că livrările de gaz pot avea loc prin alte turbine funcționale. Directorul general adjunct al Gazprom a precizat astăzi că gigantul distribuitor nu va relua livrările de gaze prin gazoductul Nord Stream 1 până când compania germană nu va repara una dintre pompele defecte. Ar trebui să întrebați Siemens. Ei trebuie să repare mai întâi echipamentele, se arată în comunicatul directorului adjunct. Gazprom a anunțat vineri că a detectat o scurgere de ulei de motor la singura turbină care mai funcționează pentru sistemul Nord Stream 1 și că va întrerupe furnizarea până când aceasta va fi reparată de compania germană. Siemens Energy a spus încă de sâmbătă că nu a fost solicitată să efectueze lucrări de reparații și că scurgerea raportată de Gazprom nu afectează de obicei funcționarea unei turbine și că poate fi sigilată la fața locului. De asemenea, a precizat că alte turbine sunt disponibile pentru a fi utilizate la stația de compresoare afectată. Ieri, prețul gazelor naturale a crescut cu 30% pe piețele europene după anunțul făcut de Gazprom. Războiul din Ucraina afectează nu doar starea fizică a soldaților din țara vecină, ci și psihologică. Unii se confruntă cu tulburări de stres post-traumatic după ce au fost în captivitate sau au fost torturați. Într-o regiune a Kievului, pentru ei a fost deschis un centru de sănătate mentală și reabilitare, care îi ajută să revină la o viață normală. Aceasta este doar una dintre metodele folosite de specialiști în tratarea tulburărilor de stres post-traumatic și a depresiei cu care se confruntă soldații ucraineni veniți de pe front. În Harkiv am primit vognepalne poranenia, kulea zašla v rayoni grudei, pod Lisichanskom tam prilетіla mina i tak normalno mene pokocala. Tam zlamane dva rebra, zlamana lopatka. Пробита легеня, пробита печінка. Bărbatul este afectat acum de tulburări de stres post-traumatic și a căutat ajutor la centrul de reabilitare. Жив в центрі, де якому займалися ми реабілітацією ветеранів. Я розумів, як веде себе організм і людина в таких після стресових таких ситуацій, після контузій. Acolo soldatul a trecut un curs de terapie cu reacție neuronală, dar până la o vindecare definitivă este cale lungă. Mai mult, în ciuda traumelor fizice și psihice suferite în război, bărbatul intenționează să revină pe front. Планую повертатись знову до хлопців, бо їм
Scușno bez mene, vașca. Un alt militar care este tratat la centru și care avea o funcție de răspundere pe câmpul de luptă a mărturisit că nu știe dacă va mai putea da vreun ordin subalternilor care luptă pe front. Asta deoarece cele două echipe pe care le conducea înainte de a ajunge să facă terapie au fost bombardate, iar soldații săi au fost uciși. 13 березня прилетіли ракети, я нарахував 8. І те наметове містечко його зрівняли з землею. Прийняв взвод, почав працювати з ним, все, готуватися до виїзду. Але 16 травня ми були на полігоні, ну, так сказати, на імпровізованому. Над нами щось вночі пролетіло. І все, і в мене, і я почув цей гул, і все, мене почало. Ea păceau tremtite. Medicii spun că soldații pot ajunge la centru prin două metode. Cei care se află în serviciu pot fi trimiși de către ofițerilor medicali, iar veteranii pot obține o îndreptare de la medicul de familie. Tulburarea de stres post-traumatic este o afecțiune pe care numai un medic o poate diagnostica. Aceasta poate evoca amintiri obsesive și dureroase care nu pot fi controlate și este cea mai frecventă tulburare de care suferă militarii care luptă pe câmpul de luptă. Momente amuzante și înduioșătoare în orașul Harkov. Un cimpanzeu scăpat de la o grădină zoologică este convins să se întoarcă după ce primește de la un angajat o haină de ploaie și o îmbrățișare. Kiki a rătăcit minute bune pe străzile orașului, însă nu singur. El a fost urmat de angajații grădinii zoologice, care au încercat să-l convingă să se întoarcă. După câteva picături de ploaie, a primit o jachetă, iar apoi a fost urcat pe o bicicletă și s-a întors la adăpost în siguranță. Locuitorii cartierului Malina Mică din sectorul centru al capitalei cer primăriei să suplinească numărul de autobuze care circulă până la ei. Oamenii se plâng că pe rută sunt doar 6 vehicule și sunt nevoiți să se înghesuie de fiecare dată. Aceștia au protestat la ședința CMC și au depus o petiție. Șeful direcției transport spune că știe despre această problemă și că deocamdată nu poate găsi o soluție. Așa arată fiecare autobuz de pe ruta numărul 9 care circulă din sectorul Buiucani până la strada Nicolae Testemițeanu, cartierul Malina Mică. Oamenii sunt nevoiți să se îmbulzească pentru că autobuzul este practic singurul lor mijloc de transport public. Greu circulă. M-au pus două autobuz și demnem, așez și în coași când ai venit și demn și în colo când ne ducem, stăm. Da, suda, знаете, сколько заезжает сюда, вот так стоит, как рыба в бочке. Natalia Gomeniuc locuiește în sectorul Buiucani al capitalei. Pentru a ajunge de acolo la Spitalul Republican sau la Centrul de Diagnosticare Medicală din cartierul Malina Mică, trebuie să schimbe două unități de transport, care, spune ea, mereu sunt pline. Foarte complicat, dacă eu aici vin rar, dar tot una, aș deutească să se de mai jumătate de oră precis. Mă cred că ceva, rutierile ăștia vârstă, nu primăr cu rutierile. Ion Melnic locuiește într-un bloc de pe strada Nicolae Testemițeanu și spune că situația este aceea de câțiva ani. Astfel a inițiat o petiție semnată de peste 1200 de oameni prin care cere mai multe unități de transport, rute suplimentare care să facă legătura cu alte sectoare și ca vehiculele să circule până la ora 23:00. Cetățenii deja strigă în gură mare și ar trebui să fie auziți. E o problemă destul de mare. Avem blocuri locative mari cu peste 2000 de apartamente. Noi vorbim de o zonă unde locuiesc sau circulă 10.000 de oameni. Disperat, oamenii au mers astăzi la ședința Consiliului Municipal Chișinău, unde au protestat. Am venit să vedem doleanțele cetățenilor. Și cu ce se confruntă ei zilnic. Șeful Direcției Transport a Primăriei a spus că o astfel de problemă există și în alte sectoare ale capitalei. Unități de transport au fost achiziționate. Noi astăzi avem un deficit de șoferi și taxatori care cu regret ne creează obstacole în realizarea acestor obiective care ne le punem. În cazul în care vom depăși, vă garantez că o să reușim să îndestulăm toate cele solicitări care sunt astăzi înaintate de către chișinăuieni și special în această adresă.
Așadar, când va fi suplinit numărul unităților de transport, nu se știe. Autobuzul de pe ruta numărul 9 circulă de la piața Dmitrie Cantemir din sectorul Buiucani până în orașul Codru. Ruta are 6 unități de transport. Noul premier britanic, Liz Truss, și-a recompensat cei mai apropiați aliați cu funcții cheie în cabinetul pe care îl conduce, la doar câteva ore după ce a preluat postul de la Boris Johnson. Este pentru prima oară când niciunul dintre cele mai importante 4 cabinete de stat nu este deținut de un bărbat alb. Imediat după discursul de după învestire, Liz Truss a anunțat noi miniștri care vor face parte din echipa sa. Premierul Marii Britanii a publicat numele noului cancelar al ministrului de externe, dar și cel al ministrului de interne. Aceștia au venit rând pe rând la reședința oficială a noului prim-ministru. Totodată, una dintre cele mai bune prietene ale lui Liz Truss a fost numită ministru al sănătății și viceprim-ministru. Got priorities ABCD, ambulances, backlogs, care, D, doctors and dentists. Niciunul dintre cei care l-au susținut pe contracandidatul lui Truss la șefia Partidului Conservator, Rishi Sunak, nu va rămâne în noul cabinet. Totodată, secretarul de presă al lui Liz Truss a spus că 5 dintre rivalii premierului din cadrul alegerilor vor deține roluri importante în aparatul guvernamental. Pentru prima oară, niciunul dintre cele mai importante 4 cabinete de stat, prim-ministru, cancelar, ministru de interne și ministru de externe, nu este deținut de un bărbat alb. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 213645. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Pe curând!